Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Probleme de lumea întâi. Că ce? Practic, asta e. Situația la Timișoara e o dispută politică înfierbântată pe vopseaua care să fie dată pe noile tramvaie cumpărate de municipalitate. Adică pe culoare. Se ceartă pe culoare. USR le vrea galbene, liberalii violet. Liberali de ce vor violet? Domnul, este o discuție întreagă, principiul alții moare și așa n-are, deci avem luxul... Ar trebui să aibă ei galben, adică ar trebui să-și dorească galben. Da. Culoare de partid. Așa e. Flacăra violet cu astea. Sportă. Nu e, liberalii nu erau cu flacăra violet. Ei nu, da, poate au adică preluat, dar acum că au văzut că merge bine. O, da, da, o parte din liberali sunt din aia cu flacăra violet, sunt la liberali acum. Și asta este adevărat. Sunt acolo destui. Pe de altă parte e Viola. Viola? Poli Timișoara. El o duce în zona asta de fotbal. Ce se întâmplă? Fiorentina e Viola, e Viola de la MOV și pe urmă Poli Timișoara cu echipamentul lor. Mă, vorbim de niște tramvaie, Viola. Deci vorbim de 17 da, tramvaie turcești. Lăsați-o naibii de treabă. Este un bag cu bulă, știi, care discuta cu cum să vopsim, cum să zugrăvim clasa. Da. Nu pot să-l zic la radio. Una peste alta, consilierii USR susțin că tramvaiele ar trebui să aibă aceleași culori cu autobuzele electrice care au început să circule din primăvara asta în oraș, că au venit deja câteva autobuze care sunt galben-negru, ca albina. Atât de scurtă-i vara și e plin de flori, te înconjoară și te agață cu parfum. Aș vrea să citesc totuși ce spun și liberalii care sunt indignați, iată ce spune domnul Dan Diaconu, fostul viceprimar al orașului, citez, ce s-ar întâmpla dacă fiecare administrație ce se perindă temporar pe la conducerea Timișoarei a schimbat culorile transportului în comun. Respectul pentru culorile alb-violet, care în timp au intrat în mentalul colectiv ca fiind asociate cu Timișoara, reprezintă pentru administrația actuală exact nimic. În ultimii 20 de ani, niciun primar, consiliu local sau decident nu a schimbat această regulă. Cine mai e primar la Timișoara? Primar este Fritz. Domnul Fritz. Ține cu Borussia Dortmund. Da, a pus galbenul, vă spun eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.